Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 15-31 martie 2021. Etalare pentru zodia Scorpion, ascendent lună în zodia Scorpion. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și acum, haideți să vedem cum veți sta cu dragostea în ultima perioadă, în ultimele două săptămâni din luna martie. Și începem cu prezentul, unde avem o regină de monede. Vă doriți ceva stabil. Posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți de-a face și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Pot fi discuții între femei, o gelozie, văd și semne de foc, berbecleu săgetător, parcă în anumite legături sentimentale, în anumite relații căsnicii, poate, intervine o a treia persoană. Sau revine, reapare o persoană în viața partenerului sau a partenerii dumneavoastră. Toate că, tind să cred că o femeie este cea care va apărea. Foarte multă intimitate. Veți pune foarte mult accent pe ceea ce vă doriți. Dacă vreți să cuceriți sau să recuceriți pe cineva, vă folosiți de toate armele pe care le aveți în dotare să reușiți acest lucru. Văd și legături în care apare un copil sau aveți deja un copil, o dragoste foarte frumoasă, pot apărea relații de dragoste foarte spontane, intimitate, care tot așa e ca și cum vă întâlniți cu cineva și nu vă plănuiți sau nu vă așteptați să se termine ziua într-un mod plăcut. Și veți fi foarte surprinși pentru că văd intimitate, dar ajungeți în punctul acela sau acesta fără să vă dați seama, fără să plănuiți exact cum v-am spus ceva de dinainte. Posibil să aveți de-a face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Foarte multă dragoste, aici vorbim și de o împăcare după o perioadă în care lucrurile n-au funcționat. Aceia dintre dumneavoastră care v-ați împăcat recent, aici văd anumite discuții destul de aprinse, de, e ca o tensiune, este ca și cum ați grăbit această împăcare și lucrurile nu evoluează sau nu se dezvoltă așa cum vă doriți dumneavoastră. Pot fi și relații de început. E o grabă aici, relații care încep foarte, foarte rapid, relațiile, da, de genul acesta nu ajung acolo unde vă doriți, deci încercați totuși să aveți răbdare, să luați totul treptat. Ce provocări vă așteaptă în dragoste? Aici avem un as de monede. Începuturi și două arcane majore pe care le voi lua separat. Magicianul care vorbește tot de un început, foarte multă atracție, care se finalizează foarte, foarte rapid. Ceva vă nemulțumește aici. Poate că acțiunile, gesturile vin doar din partea dumneavoastră și lucrul acesta vă displace, vă enervează, nu suportați, pentru că ați vrea totuși să vină ceva și din partea persoanei iubite. Da, apar schimbări, poate apare rutina în anumite relații sau intervine familia. În alte relații se cere o schimbare sau vă mutați cu familia iubitului, cu familia iubitei. Apare ceva foarte, foarte sigur, dar provocator în același timp pentru dumneavoastră și împărăteasa care vorbește despre abundență, despre lucruri care cresc în intensitate. Poate o relație se stabilizează. Începeți să aveți mult mai multă încredere unul în celălalt, apare sau respectul crește unul față de celălalt, începeți să luați lucrurile foarte serios când vine vorba de povestea aceasta de dragoste, poate chiar să vă gândiți la întemeierea unei familii,
sau poate apărea o sarcină în anumite situații și lucrul acesta vă surprinde pentru că nu știți ce să faceți. Copilul vă poate schimba viața radical, dar nu ați plănuit lucrul acesta să se întâmple. Deci a fost pur și simplu o scăpare, o întâmplare. A fost să fie. Și trebuie să decideți ce aveți de gând să faceți. Vestea vine foarte rapid. Până la sfârșitul lunii martie, această veste va veni. De aici lucrurile se schimbă radical în viața dumneavoastră. Aici este provocarea. Ce vreți să faceți? Ce vreți să se întâmple de acum încolo? Sau provocarea este să întemeiați o familie. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem un nou debut. De ce vă este teamă? Trecutul parcă vine din urmă sau așa simțiți dumneavoastră că se întâmplă. E frica dumneavoastră de a nu fi refuzați. Aveți anumite slăbiciuni, anumite instabilități emoționale din cauza că ați fost dezamăgiți profund în trecut. Poate ați avut de-a face cu persoane care doar au profitat, doar s-au folosit de dumneavoastră. Surpriza este că lucrurile se vor schimba. Ori cunoașteți pe cineva, ori revine cineva din trecut, dar de data aceasta persoana vine schimbată. Dumneavoastră veți fi cei limitați, cei care veți pune foarte multe bariere, veți fi prudenți, veți discuta foarte puțin, vă este teamă că nu cumva lucrurile să avanseze într-o direcție greșită. Dar văd că totul va crește în intensitate, va trebui ca unii dintre dumneavoastră să luați o decizie vis-a-vis de lucrurile care vor veni. Ceva din trecut revine în viața dumneavoastră, o persoană, un gând, un sentiment, dar în primul și în primul rând o persoană cu care dumneavoastră ați avut o legătură specială în trecut. O persoană pe care ați iubit-o foarte mult în trecut și poate v-a dezamăgit. Vine cu gânduri, cu alte gânduri. Vine o persoană total schimbată și aici sunteți la o răscruce de drumul, trebuie să alegeți ce să faceți, cum să faceți. Vreți să dați o șansă acestei povești sau vă vedeți de drum? În trecut avem din nou cinciul de cupe, foarte răniți, ați simțit că ați pierdut ceva foarte important pentru dumneavoastră. O relație s-a terminat, a fost foarte multă ceartă, aici lucrurile au evoluat foarte frumos, parcă ați mers undeva la un drum și acolo a apărut o ceartă și totul s-a ruinat într-o secundă. Au intervenit persoane din exterior care v-au creat neplăcere în relația sentimentală, cu toate că ați simțit că totul merge spre foarte bine. Unii dintre dumneavoastră ați lăsat trecutul în spate și ați cunoscut o persoană nouă sau ați dat curs unei atenții din partea cuiva. Văd reușite foarte mari aici și schimbări, îmbunătățiri, progrese, fidelitate. V-ați împrietenit cu cineva sau un prieten, o prietenă vă devine sau v-a devenit iubit, iubită, poate să fie și acest lucru. Sau ați dezvoltat anumite sentimente pentru persoana aceasta. Văd și semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, dar și semne de apă, rac, scorpion, pești. În viitorul apropiat avem o șapte de spade, semne de aer, gemeni, balanță, vârsător. Aveți grijă să nu fiți mințiți, pentru că văd foarte multe vorbe mincinoase, persoane care v-au rănit, care v-au trădat, care v-au mințit, care v-au ascuns lucruri importante, vor regreta. Lucrurile se vor întoarce, să știți, în viața acestor persoane. Vor plăti pentru ceea ce v-au făcut. Văd că vi se arată o nouă cale, sperați din nou. Sau apare în viața dumneavoastră o persoană foarte sinceră cu care să ajungeți să trăiți o adevărată poveste de dragoste. Mă gândesc și la varianta să revină cineva în viața dumneavoastră, o persoană total schimbată. Poate în trecut v-a mințit, poate v-a trădat, poate nu v-a spus niciodată ce simte cu adevărat și a dispărut dintr-o dată. Revine persoana aceasta și vă mărturisește niște lucruri sau își dorește ceva cu dumneavoastră. Evenimente foarte imprevizibile, foarte surprinzătoare, cum se schimbă totul de la o secundă la alta, atitudinea persoanelor. Anumite persoane se dau de gol, deci veți vedea adevăratul caracter a unor oameni din jurul dumneavoastră.
pe care îi credeați într-un anumit fel. Iar pentru persoanele singure avem un 10 de cupe. Dragoste împărtășită, dragoste împlinită cu o persoană de la drum, posibil să fie semn de foc, berbec, leu, săgetător sau semn de apă, rac, scorpion, pești. Vă îndrăgostiți foarte repede și poate până acum sau veți discuta cu persoana aceasta prin mesaje, veți comunica, urmând să vă întâlniți până la sfârșitul lunii martie. Vă veți întâlni fizic cu această persoană cu care tot comunicați sau la care vă gândiți, dar veți fi surprinși într-un mod foarte plăcut când veți auzi că această persoană vă împărtășește sentimentele, gândurile. E o dragoste ascunsă momentan, poate e teama acestei persoane de a recunoaște ce simte cu adevărat, dar văd întâlniri și surprize foarte plăcute, evenimente foarte plăcute care vă surprind și pe dumneavoastră. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!